dată din baie când întârziu la școală, iar te joci cu fardurile mamei. Sunt gata! Observi ce v-a schimbat la mine? Mi-am prins părul într-o parte, chioară. Dar pe față ce ai? Pe față am un zâmbet de milioane. Și milioane de pete roșii. Tu nu te-ai văzut în oglindă? Nu, că oglinda era aburită de la apă caldă. Stai să mă... Ce mă tot scarpin. Uite, am și o coșur pe burtă. Asta nu-s coșur deșteaptă. Ne-a pescat un băiat și ne-a somn. Pe tine pe burtă, pe mine pe față. Normal, te-a văzut la față și te-a confundat cu un gândac. Nu te lua de fața mea, ca să las suficient băiatul. Cere-ți scuze. Scuze, gândac cu zâmbet de milioane. Las că ți-arăt eu ție. A venit Diana să ne ia. Nu pot să mă bat ca un martor. Bună, fetelor! Se uită lumea ciudat la mine pe stradă, de parcă aș avea ceva pe față, ca Teo. La mulți ani și multă sănătate, că e cea mai importantă. Mulțumesc și ție la fel, dar colega ta încă n-a venit? Ia și pentru ea o bomboană. Poate vine mai târziu. La mulți ani și să fii sănătoasă. Mulțumesc și ție la fel, dar colega ta încă n-a venit? Și ceilalți colegi? Și doamna profesoară? Unde sunt cu toții? Păi stau acasă și dorm. Iar noi venim ca fraierii la școală. Nu se înțelege nimic. Vorbești cu gura plină. Termină de mesteca fularul și mai zi o dată. În școală este o epidemie de varicelă. De asta n-au venit colegii noștri și doamna profesoară. Este, mă, profa are varicelă. Toată lumea acasă. Dar directoarea hotărât că orele sunt prea importante, așa că ne va trimite un profesor să o înlocuiască pe doamna. Eu sunt să serbe ziua. Nu pot să mă îmbolnăvesc tocmai acum. Nu vă apropiați de mine că îmi dați virusul. Să păstrăm distanța între noi, toată lumea la o lungime de braț. Vreau să fac și eu un mic anunț. Sâmbătă serbe ziua. Sunteți invitați și voi. Trebuie să venim îmbrăcați cumva anume? Da, fără bube. Stai, unde vii? Vreau să te buc, încă n-am apucat să-ți spun la mulți ani. Și dacă ai deja varicelă, pupă-mă în aer. Nu lipești de obraz? Nu, că varicela se transmite și pe calea aerului. Veniți încă, hai, curaj! Și dacă luăm varicele unii de la alții? Dacă luăm, știți ce o să se întâmple? O să stăm frumos acasă, o să dormim până la prânz, o să stăm la calculator și nu o să avem nicio temă de făcut. Înțelegeți ce vreau să spun? Da, trebuie să luăm varicela. Diana, tu ce cauți aici? M-a băgat mama în carantină să nu-i dau boală și lui frate-miu. Diana, fii drăguță și deschide-ne ușa. Vrem doar să fim alături de tine în aceste clipe grele. Dacă deschid, sigur luați varicelă. Păi asta și vrem. Ca să scăpăm și noi de școală, deschide odată. Nu vreau să vă am pe conștiință, nu deschid. Am o idee, nu trebuie să avem contact direct cu ele. E destul să avem contact cu lucrurile pe care ele le-au atins. Înțelegi ce vreau să spun? Tu ce te speli pe dinți acum? Nu este peruța mea de dinți, ci este a lor. O folosesc ca să iau varicela. Fetelor, cui trebuie să mulțumesc pentru varicelă? A cui este peruța galbenă de dinți din baie? A Sofiei sau a Teodorei? A lui bunica mea! Peruțele noastre sunt aici! Eu...
Spune măcar că bunica ta a făcut varicela. A făcut, a făcut. Acum 60 de ani. Îmi e rău. Plecați odată, că am nevoie la baie. Bine, plecăm. Vorbesc cu Adelina și Cristina pe Messenger. Au luat și ele varicelă până la urmă. Adelina zice că are bube și în gură. Așa-i trebuie, de la pupat lanța. Vreau și eu să le scriu. Cum mă chinuiți voi cu mănușile astea? Bărătâie, juiv, în ce limbă scrii tu acolo? Nu vezi că nu poți să faci nimic cu mănușile de bucătărie? Ai reușit să închizi Messenger-ul, bravo! Oare Teo și George fi luat și ei varicelă? Oho, sunt sigură că au o formă gravă cu febră mari, care îi ține la pat departe de școală. Ce mi-te-a dat Dumnezeu? E școală, mă crotește și de varicelă mă îmbolnăvește. Amin. Voi doi ați scăpat? Înseamnă că ați făcut deja varicelă și nu mai aveți cum să faceți. Nu uitați, sâmbătă în serbe ziua. O să vină multă lume. O să fiu eu, voi și atât. Dorința. Hai, nu fi tristă tocmai de ziua ta. Hai să desfacem cadourile. Dar pentru că nu-l poți vedea, ți-l descriu eu pentru tine. Asta e de la mine, îți place? Uită-te pe gaura cheii. Este un tricou albastru și scrie ceva cu roșu. Să lăsăm cadourile, ți le dăm altă dată. Să mâncăm tortul. Vrei să ne dai feliile tot prin gaura cheii? Nu putem ține petrecerea în felul ăsta. Să o amânăm până când vom fi sănătoși. Stați! Mi s-a îndeplinit dorința. Am și eu varicelă. Să înceapă petrecerea buboșilor! Da!
1, 2, 3!